Vedeți, așa sunt străduțele în cetate. Intrarea în Dubrovnicu vechi. În cetate, na. Am spus Dubrovnic vechi, să înțelege că nu e. A trecut el. Da, acolo am fost. Străzi medievale. Vedeți, are ceva. Ați spus că vor fi atacați de belenberesie. Sau atât această biserică barocă, puțin mai încolo. Acolo, probabil, și acolo. Asta este vasul care vine de pe insulă, vine se portul și de unde puteți pleca. Asta cu fântâna e? Băi, nu știu cum se cheamă, am... Ești fântâna. Fântâna. Fântâna lui... Nu știu dacă e fântâna mare sau fântâna mică, dar... Povestești-o acasă. Să le iau, coloanele. Să mergem la să ascultăm ce spune ala. Capitelurile sunt foarte frumoase. Se vrea să fie stilul corintic, dar este un amalgam folosite pe fel de figuri omenești, dar în felul stilului corintic. Este imită frunza de acantă, floarea de acantă. Și sus este sala Marelui Consiliu, acolo unde v-am spus că este scris, uitați-vă când vom intra aici, uitați-vă de problemele dumneavoastră personale și ocupați-vă de interesul obștei. Eu vă spun pe... Vă spun pe scurt, fiindcă... Să nu mă vânez ăștia, de-aia vă spun în autocar mai multe, ca să acum vă rememorez. Da. Asta este catedrala. Eu o să spun. Acolo sus să ajungem noi, unde va fi o căldură sufocantă. Este ora 3 după noi, în soare. Mare. Dacă împinge cu sudiță în cap. Stai un pic să găfâi. Am urcat câteva trepte și deja găfâim. Cat. Și mergem în continuare. Foarte bine conservate zilele. Asta e partea care e frumoasă și care trebuie luată. Înălțime și cu ce vedere frumoasă asupra orașului vechi. Acolo era o lunetă care a scos-o unei doamne asta. Vezi în spatele ei. Să iau și steagul croat, să se vadă. Așa.
Da. În spate este Ticurașul vechi este după, țin în partea dreaptă. Este o terasă pe stânci, cu vedere nemaipomenită în larg, la ziduri, la porașe, insula. Și marea cea mare. Un vas de plimbare de agrement. Nu știu de acolo un vas. Catamaran. Noi pe acolo am intrat, am ocolit în stânga. Așa, și acum trebuie să mergem așa și așa. Am coborât în jos și să mergem sus, dacă ne mai ține. Deci tot atâta. Da, dacă ne ține suflarea. Să vedem. E o căldură de... O, știu să urcăm iar pe acolo. Catedrala aia de la începutul străzii Mircea, pe unde am intrat noi. Aha, da, da.
transgere. Să ne vedem.